Trei procurori au fost admiși la concursul pentru funcția de acuzator șef. Este vorba de Alexandru Cernei, Octavian Achimovski, șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, și procurorul general interimar Ion Munteanu. În competiția pentru ocuparea fotoliului de procuror general s-a înscris și un fost lector universitar, Grigore Vornicescu, dar dosarul acestuia a fost respins din cauza completării incorrecte. Proba interviului a fost stabilită pentru 30 mai, a anunțat Consiliul Superior al Procurorilor. S-a constatat că candidații Achimovski, Octavian Cernei, Alexandru și Ion Munteanu întrunesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a participa în continuare la concurs. În partea ce se referă la candidatul Vornicescu Grigore, țin să precizez că în urma verificării tuturor documentelor din dosarul de concurs s-a constatat că dumnealui nu întrunește una din condițiile prevăzute de lege, și anume anterior nu a deținut cel puțin 5 ani funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. Mai mult ca atât, s-a constatat că în termenul limită stabilit de până la data de 15 mai curent, dumnealui nu a prezentat tot setul de acte necesare pentru participarea la concurs. Dosarele candidaților au fost examinate de CSP în ședință închisă. Grigore Vornicescu nu a venit cu o reacție la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Amintim că CSP a anunțat un nou concurs pentru selectarea candidaturii pentru funcția de procuror general în urmă cu mai bine de o lună. Primul concurs la care cel mai mare punctaj îl obținuse Octavian Achimovski, șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, a ieșuat după ce s-a constatat că membra CSP, Olesea Vârlan, a acordat un punctaj nejustificat unuia dintre pretendenți. La câteva zile distanță, Vârlan a demisionat, iar procurorul șef anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că va investiga personal de ce adjunctul său nu a ajuns procuror general. Pentru al doilea concurs, membrii CSP au aprobat o hotărâre cu privire la modificarea regulamentului despre modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Menționăm că procedura de selectare a unui procuror general este grăbită la solicitarea oficialilor europeni, care i-au spus premierului Dorin Recean că este restanța ce ține Moldova departe de startul negocierilor pentru aderarea la UE. Funcția de procuror general a devenit vacantă după ce Alexandru Stoianoglu, ales în acest fotoliu în 2019 de o comisie prezidată de Olesea Stamat, actual deputat PAS, a fost evaluat 3 ani mai târziu, nesatisfăcător de o comisie specială a CSP, fiind ulterior demis prin decret prezidențial. Stoianoglu, în mandatul căruia a fost eliberat omul de afaceri Veceslav Platon, iar Vladimir Plahotniuc a devenit acuzatul principal în dosarul furtul miliardului, a catalogat evaluarea sa drept un circ în care clovnii urcați la rampă și-au jucat spectacolul. Pe parcursul ultimilor 2 ani, interimatul funcției de procuror general a fost exercitat de către Dumitru Robu, apoi de Ion Munteanu.